Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă foarte simplă de tocinei sau clătite din cartofi, cum se mai numesc ei. Este o rețetă foarte simplă și foarte gustoasă, cu câteva ingrediente care sunt la îndemâna oricui. Haideți să vedem cum se prepară minunații tocinei! Pentru prepararea tocineilor am folosit 1 kg de cartofi, 3 ouă, puțină făină, puțin condiment cu ierburi pentru cartofi și opțional paprică dacă doriți. Radem cartofii pe răzătoarea mică, apoi amestecăm cu ouăle, dacă doriți puteți pune și sare și piper, eu nu am pus deoarece am folosit condimentul pentru cartofi. Iar în funcție de consistența compoziției, vă veți da seama câtă făină să adăugați. Nu adăugați prea multă făină, doar cât să le lege. Deoarece dacă puneți făină multă, vor ieși prea groși tocineii. După ce am amestecat bine compoziția și am pus și făina, vom forma cu mâna sau cu lingura mici gogoșele turtite, pe care le vom prăji în ulei încins pe ambele părți, până vor deveni rumene. La final se servesc tocinei calzi, cu puțină smântână deasupra și cu pătrunjel verde presărat. Sper să v-a plăcut rețeta și sper să o încercați și voi. Nu uitați să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube pentru cele mai noi rețete. Pe curând!